Astăzi îl avem invitat pe domnul Virgil Chițac, candidat PNL la primăria Constanța. Vom aborda o temă destul de importantă pentru constanțeni, infrastructura și transportul public. Bună ziua, domnule Chițac! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Să încercăm acum să discutăm puțin despre una dintre cele mai mari probleme care există în România, majoritatea orașelor, și anume lipsa pistelor de bicicletă, a parcărilor, transportul în comun, care știm foarte bine nu peste tot funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Cum veți încerca să rezolvați aceste probleme, care până la urmă ar duce, rezolvarea acestor probleme ar duce la o creștere a statutului și a nivelului de trai a constanțenilor? Deci haideți să vedem de ce nu funcționează mobilitatea asta urbană activă, și anume transportul cu biciclete de care pomenea, sau chiar mersul pe jos. Transportul în comun, de ce nu funcționează bine. Și eu vă dau exemplu Constanței ca să vedeți cum stăm. În momentul de față, acum când vorbim noi, mai mult de 90% din oameni se deplasează cu propria mașină, cu autoturism. Deci, în Constanța, în momentul de față, avem între 140 și 150 de mii de autoturisme și numai 30 de mii de locuri de parcare. Asta înseamnă că 110 mii mașini nu au locuri de parcare. Având în vedere că, statistic vorbind, numai 6% din timp o mașină se deplasează și restul stă, însemnează că acum, când vorbim noi, 100 de mii de mașini în oraș sunt parcate. Unde sunt parcate ele? Pentru că nu au locuri de parcare. Ele sunt parcate pe carosabil, adică pe banda întâi a străzilor, în general a străzilor largi, sau pe trotuare. Ce se întâmplă dacă sunt parcate pe carosabil? Îngustează secțiunea de trecere și noi așa apare congestia în trafic pe de o parte. Pe de altă parte, noi nu mai putem dedica pe bulevardele mari banda întâi pentru transportul în comun. Nu mai vorbesc de biciclete. Ce se întâmplă când mașinile stau pe trotuare? Evident, cetățenii fac slalom printre mașini, nu se mai pot deplasa, nu e așa, nici măcar centrul orașului în momentul de față, care ar trebui și în orice oraș civilizat este dedicat pietonilor, este momentul de față acoperit de mașini. Deci nu există o mobilitate activă în Constanța, nici măcar în centrul orașului. Ca să avem un termen de comparație, și cu asta o să mă opresc la starea actuală, o să vă spun așa, sigur, păstrând proporțiile. În Viena, o treime din oameni se deplasează pe jos sau cu bicicleta, deci mobilitate activă, o treime cu transportul în comun și o treime cu propria mașină. Deci noi avem lucruri total neechilibrate. Și acum, pe bună dreptate, dumneavoastră întrebați, dom'le, ce-i de făcut? Rețeta este simplă ca și concepție, dar necesită determinare în aplicarea ei și, bineînțeles, și resurse. Simultan trebuie acționat pe trei direcții. Vom construi parcări și subterane și supraterane. Fac o paranteză. Nu se pot construi parcări pentru toate cele 110.000 de mașini. Imaginați-vă că investiția asta ar fi ceva de genul $1 miliard. Este, ca să avem termen de comparație, anul ăsta bugetul de investiții, pentru că nu e așa, construcția de parcări intră la cheltuielile de capital de investiții, a fost de $20 de milioane. Deci, 20 de milioane ne putem în fiecare an aloca, comparați cu necesarul de 1 miliard. Deci nu poate fi vorba, sub nicio formă, să construim parcări pentru toate mașinile care nu au parcări în momentul de față. Dar vom continua, vom construi parcări și subterane și supraterane în Constanța. Vom construi parcări la intrarea și ieșirea din oraș, sistemul Park and Ride. Din fericire, aceste tipuri de parcări pot fi finanțate cu fonduri europene nerambursabile. Și de asemenea vom construi parcări în cartiere unde este nevoie. Pentru construcția de parcări în cartiere am gândit următorul sistem. Voi face un împrumut bancar
apreciez eu între 15 și 20 de milioane de lei, dacă nu putem disponibiliza de la buget suma asta, vom începe să construim parcări în interiorul cartierelor. După ce le construim, le punem la vânzare, le dăm cetățenilor fără să facem profit, ne interesează să ne scoatem banii, venim din nou și alimentăm bufferul acela de 15 milioane și construim după aceea parcări în alte cartiere. Deci asta ar fi o direcție, construirea de parcări. O altă direcție pe care mizez este transportul în comun. Benzi dedicate pentru autobuze, stații amenajate, autobuze moderne. Există în Constanța o discuție în urma unui interviu pe care l-am dat eu, în care eu am fost destul de clar, însă mi s-a reproșat că nu vreau autobuze electrice. Nu e adevărat. Dacă vom putea accesa fonduri europene nerambursabile, atunci toată flota de transport în comun va fi pe electrică, electrificat. Dacă va trebui să cheltuim din bănișorii noștri, din bugetul local, atunci trebuie să fim foarte atenți. Pentru că vă dau o cifră. Un autobuz electric costă 450.000 de euro și odată de la 2 ani trebuie să înnoiești rezerva de baterie, care mai înseamnă 200.000 de euro, iar un autobuz Euro 6 costă între 150 și 200.000 de euro. Deci trebuie să ne uităm și la pungă. Eu știu că noi suntem în iad acum și vrem să ajungem în rai, dar dacă nu ne gestionăm bine bugetul, s-ar putea să nu ajungem în rai. Cred că ar fi bine să trecem printr-o etapă intermediară, nu-i așa, purgatoriu. Și a treia direcție în care trebuie acționat este fluidizarea circulației, fluidizarea traficului. Iar aici, sistemele de semaforizare inteligente, care știu, acoperind tot orașul, nu costă mai mult de 5 milioane de euro, dar care fac de așa manieră încât, spre exemplu, lumina roșie să fie sau să dureze în funcție de coada de mașini, sau construirea de infrastructură de transport în care să facem de așa manieră încât acolo unde se poate pietonii să nu se întâlnească cu mașinile, să facem pasarele sau să facem pasaje subterane, dezvoltarea tramei stradale, construirea de poduri, alte variante de transport este absolut necesară. Deci mizăm pe trei direcții simultan. Repet, construirea de parcări, un transport în comun civilizat și este extrem de important și de asemenea fluidizarea circulației. Lucrurile astea vor face ca numărul de autoturisme în Constanța să se micșoreze. Eu cred că cetățenii benevol vor renunța, unii dintre ei, la autoturism, iar Constanța va fi un oraș al oamenilor, nu al mașinilor. Pentru că să știți că în orașele bogate sau civilizate, oamenii bogați se deplasează cu transport în comun, nu oamenii, hai să nu spunem săraci, dar de o condiție materială modestă, au mașini și se deplasează în interior cu mașinile, cu propriile autoturism. Cam asta este viziunea mea privind transportul în Constanța. A spus adineaur de semaforizarea inteligentă. Credeți că Constanța, în mandatul dumneavoastră, dacă va fi să ieșiți primar, va reuși să devină un smart city? Adică vorbim de semaforizare inteligentă, vorbim de parcări în sensul în care ai o aplicație și poți să vezi dacă în zona ta există locuri de parcare libere. Deci sunt tot felul de chestiuni care pot fi implementate la nivelul unui oraș care să ajute absolut toți cetățenii și chiar turiștii, cum este în cazul Constanței, că până la urmă Constanța e și un oraș turistic, să ajute să se dezvolte într-un mod armonios. Ați vorbit de smart city. Smart city înseamnă un oraș în care tehnologia informației și mai nou inteligența artificială creează oportunități pentru toată lumea. Să nu vă gândiți numai la cetățeni. Smart city trebuie să creeze oportunități deopotrivă pentru zona publică, școli, spitale, chiar și administrație, dar și pentru mediul de business. Bun. Ce înseamnă în Constanța Smart City în momentul de față? Înseamnă așa, 6 camere, vă rog să rețineți, 6 camere video nefuncționale și un proiect care s-a dorit a fi un parteneriat public-privat de parcare inteligentă la sala sporturilor, în care primăria
a lucrat în comun cu doi privați, cu două firme private, abandonat în momentul de față, pentru că nu e așa, în bunul, știu eu, mers al primăriei, nu s-a ținut de cuvânt și privații s-au retras în această afacere. Constanța trebuie să facă pași hotărâți în zona aceasta de smart city, pentru că așa se mișcă lumea, noi nu putem fi în afara omenirii. Și atunci, fie că vorbim de semaforizare inteligentă de care ați vorbit dumneavoastră, fie că vorbim de parcări care sunt monitorizate în timp real, fie că vorbim de softuri, atât pentru turiști cât și pentru cetățenii rezidenți, pentru turiști în care, de exemplu, care sunt principalele atracții turistice sau culturale ale orașului sau evenimentele culturale care se produc în oraș. Fie că vorbim de educație inteligentă sau de transport public inteligent. Iată-te un exemplu. E, cred că, de dorit ca, mă rog, rezidenții nu, pentru că eu îmi propun ca transportul public să fie gratuit și am să vă spun și de ce, dacă doriți. Dar cei care vin în oraș să poată plăti electronic un singur bilet și să se poată deplasa cu biletul acela pe orice traseu pe care compania de transport în comun pune la dispoziție. Deci vreți să faceți transportul public gratuit, să înțeleg. Da, uitați, mi-au reproșat, n-aș spune detractorii mei, deși unii sunt detractori, așa, dar cei cu care mă confrunt în campania electorală, că nu este o măsură de dreapta, de parcă un oraș ar putea fi condus cu o politică de dreapta sau de stânga. Mă rog. Interesul cetățeanului trebuie să fie pe primul loc. Exact. Uitați ce se întâmplă. Datele pe care le-am sunt de acum 3 ani de zile. Din păcate, primăria n-a pus la dispoziție date pe care să le putem accesa. Și datele de acum 3 ani de zile spun așa. Bugetul de venit al primăriei era în jur de 50 de milioane de lei, iar aproximativ jumătate, 25 de milioane, erau bani care veneau de la primărie pentru a acoperi gratuitățile pe care primăria le-a oferat la transportul în comun. Pentru bătrâni, mă rog, pentru oameni cu venituri modeste, tot tipul de gratuități. În același timp, când ne uitam la bugetul de cheltuieli, vedeam că este o companie privată care făcea controlul autobuzelor. Deci pur și simplu intrau autobuze și controlau să-i vadă pe cei care au sau dacă n-au bilet. Deci controlorii, ca să înțeleagă cititorii, controlorii în Constanța, da, nu aparțineau companiei primărie, ci era o companie privată care făcea lucrul ăsta. Se cheamă Clean Control, da? Care în marea majoritate controlau cetățenii care se deplasau cu autobuzele dacă au sau dacă nu au bilet. Am înțeles. Sau abonamente, în fine. Deci această companie, mai plata ei însemna 7 milioane de lei. Deci ajungeam că de fapt plătitorii, cei care își plăteau biletele, contribuiau la bugetul de venituri din 50 de milioane cu mai puțin de 20 de milioane de lei. Și atunci ce mare câștig facem noi dacă îi punem pe oameni să plătească? Pentru ce? Pentru 20 de milioane de lei? Nu. Vom aplica și noi un model de succes pe care l-am văzut în mai multe orașe, chiar în Estonia, citeam de curând, în care transportul este un transport public gratuit. În felul ăsta, cred că îi vom determina pe cetățeni, dacă vom conexa faptul că transportul este gratuit cu un transport civilizat, îi vom determina pe cetățeni să se deplaseze cu transportul în comun și, repet încă o dată, benevol vor renunța la mașini, pentru că acum Constanța a devenit un oraș al mașinilor și al autoturismelor, nu al oamenilor. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule Chițac, că vă lansez propunerea să mai continuăm discuția cu problemele Constanței în alte clipuri ulterioare. Așa că poate zilele viitoare...